de și vom realiza împreună un coșuleț din stofă pentru fructe uscate, cum ar fi alunele, nucile și așa mai departe. Eu vă dau o simplă idee, dar puteți să-l folosiți pentru ceea ce doriți, pentru că este, poate să fie multifuncțional. Și așa se prezintă partea din față și acum putem să mergem să vedem ceea ce ne trebuie pentru realizarea acestui proiect. Pentru proiectul de astăzi voi folosi o stofă din bumbac, două culori diverse, după care un pic de pâzlă subțire pentru a da un pic de structură la coșuleț, un compat și hârtie pentru tipare. Dacă nu aveți hârtie pentru tipare, puteți să folosiți hârtia de la un ziar. Și acum, cu ajutorul liniarului, voi trasa diametrul cercului meu, care este de 32 de centimetri. Dacă doriți o mărime mai mare, atunci trebuie să realizați un diametru mai mare. Dacă doriți un coșuleț mai mic, atunci diametrul va fi mai mic. Deci, veți decide voi ce mărime doriți. În cazul meu, după cum am specificat, este un diametru de 32 de centimetri. După ce am trasat linia, care măsoară 32 de centimetri, am căutat centrul, care este 16 cm ca să pot să realizez cercul. Am deschis compasul după cum vedeți, îl poziționez în centrul liniei și încetul cu încetul voi realiza un cerc exact ca la ora de geometrie. tocmai am terminat de realizat cercul, îmi pare rău că nu se vede foarte bine, că și creonul nu a scris perfect, dar acum nu trebuie să fac altceva decât să tai tiparul meu, după care putem să tăiem stofa și pâsla. Și acum, cu ajutorul tiparului, voi tăia 3 trei cercuri din pâslă subțire, pentru a da un pic de structură la coșulețul nostru, după care trei cercuri din materialul de o singură culoare și trei din materialul imprimat. După cum vedeți am poziționat tiparul pe partea din spate a materialului, am fixat cu ace de jur prejur, după care uh, am trasat cercul folosind o cretă, mai voi puteți să folosiți și un creon uh, sau pix, orice ar fi, pentru că oricum linia uh, este pe partea din spate și noi vom tăia uh, materialul direct pe linia care am trasat-o. După cum v-am menționat mai înainte, trebuie să tăiați trei cercuri din materialul imprimat, trei cercuri din materialul de o singură culoare și trei cercuri din pâslă. Tocmai am terminat de tăiat cercurile și a ajuns momentul să asemblăm, să construim coșulețul nostru. Pentru aceasta vom avea nevoie de trei discuri. Așa că vom, voi lua un cerc din materialul de o singură culoare, un cerc din materialul imprimat, și un cerc din pâzlă. Pentru a obține un disc avem nevoie de trei cercuri, uh, ca acestea care le vedeți uh, în imagine. Procedimentul va fi același și pentru celelalte bucăți, așa că poziționați materialul față cu față, după care poziționați pâzla. După cum vedeți, avem trei straturi. Vă sfătuiesc să... Uh, Fiți atenți ca marginile să fie egale. Dacă vă vine mai ușor, puteți să fixați cele trei straturi cu bolduri, după care vom merge la mașina de cusut și vom face o cusătură de jur împrejur. Eu voi lăsa o margine cam de 5-7 mm. după ce ați realizat primul disc, trebuie să mai realizați încă două folosind aceeași metodă care ați văzut-o mai înainte. Dar văzând că noi am, avem o linie curbă, trebuie să facem tăieturi în verticală, de jur în prejur, exact cum vedeți în video, trebuie să fiți atenți, bineînțeles, să nu tăiați cu sătura principală, dar dacă aveți o foarfecă cu lamele zigzag, atunci folosiți-o și tăiați de jur în după ce am realizat cele 3 discuri a venit momentul să le întoarcem pe față. Pentru a face aceasta voi lua unul din cele 3 discuri voi face un punct în centru după care trebuie surile, exact cum vedeți în, în, în video, pentru că deci, gaura va fi făcută doar în materialul imprimat. Deci voi separa și exact acolo unde am făcut acel punct cu pixul voi face o gaură nu trebuie să faceți gaura prea mare, dar nici prea mică, suficient de mare ca să puteți să întoarceți totul pe față. Și acum, cu un pic de răbdare, întoarceți discul pe față. A venit momentul să ne ocupăm de cel de-a doilea disc, după cum vedeți am împăturat discul în două pentru a găsi centrul, am făcut un punct cu pixul, după care de data aceasta gaura va fi făcută în pâzlă și materialul de o singură culoare, deci vom avea două straturi, pâzla și materialul de o singură culoare. Voi tăia exact în centru, Gaura va avea cam aceeași mărime, în aceeași uh, dimensiune ca uh, gaura care am făcut în primul disc. Acum trebuie să faceți același procediment și pentru celălalt uh, disc. Tăietura va fi făcută tot în uh, pâzlă și materialul de o singură culoare. după ce ați întors fiecare dis pe față, trebuie să călcați, după care vom merge la mașina de cusut și vom face o cusătură de jur împrejur. După ce am cosut de jur în prejur cele trei discuri, a venit momentul să construim coșulețul nostru. Luați discul în care gaura este în materialul imprimat. Poziționăm acest disc cu materialul imprimat în jos pentru că trebuie să realizăm buzunarele care le-ați văzut la începutul acestui video. Pentru a face aceasta, împătur discul în două și adaug un bold în cele două capete. Și acum deschid discul, după care trebuie să găsesc jumătatea în sensul opus. Împăturați discul în sensul opus, după care vă sfătuiesc să adăugați câte un bolt în ambele părți. Deschideți, după care trebuie să mergeți cu un liniar să uniți punctele, cele patru puncte în care sunt boldurile. După care am obținut patru secțiuni și aceste patru secțiuni trebuie împărțite în două ca să obțineți opt secțiuni, după cum vedeți vor fi opt buzunare. Dacă numărați bine, sunt opt secțiuni cu același procediment care l-ați văzut mai înainte. Și acum dați boldurile la o parte, după care luați unul din cele două discuri în care gaura se află în materialul de o singură culoare și pâslă. Acest disc îl vom poziționa cu gaura în sus, după care deasupra vom poziționa discul în care am realizat aceste linii drepte pentru a realiza buzunarele. Uh, vă sfătuiesc să uh, puneți bolduri de jur împrejur, uh, după care vom merge la mașina de cusut și vom face cusături exact deasupra liniilor care le-am realizat cu creta. după ce am cusut cele două discuri, buzunarele sunt uh, acestea, a venit momentul să adăugăm și cel de-al treilea disc. După cum vedeți, am poziționat discul cu gaura în sus, după care uh, voi pune deasupra cele două discuri care sunt deja cusute. Îl poziționați uh, cât mai centrat, bineînțeles, după care fixați totul cu bolduri de jur împrejură. a venit momentul să realizăm și celelalte buzunare în partea de jos a uh, coșulețului. Ca să facem aceasta, trebuie să coasem discul, uh, cel de-al doilea disc uh, cu cel, de-al treilea. Uh, cusătura va fi făcută în centrul buzunarului. Deci voi adăuga un bol, exact cum vedeți, căci în punctul acela, în locul acela, va fi, făcut, uh, va fi făcută cusătura, va fi o cusătură cam de 2 cm. Voi adăuga bolduri de jur împrejur în centrul fiecărui buzunar. Vă amintesc că scusatura va fi făcută doar, doar în cel de-al doilea și cel de-al treilea disc. Discul de deasupra nu trebuie cusut. <fix> Momentan coșulesul meu arată așa, după cum vedeți avem destul de multe buzunare, după ce am realizat și buzunarele a venit momentul să coasem coșulesul în partea centrală. Ca să realizăm cusătura în partea centrală trebuie să facem din nou un cerc care va avea un diametru cam de 10 cm. După cum vedeți am poziționat liniarul în partea centrală, după care eu am folosit compasul și am realizat un cerc, dar voi puteți să realizați și un tipar dacă vă vine mai, mai ușor, eu după cum am spus am făcut cercul direct pe material folosind compasul, După care trebuie să realizați o cusătură uh, direct pe cercul care uh, l-ați realizat. După ce am terminat de cusut și partea centrală, a venit momentul să dăm o formă acestui coșuleț. Deci trebuie să deschidem buzunarele ca să dăm forma care ați văzut-o la începutul acestui video. Ca să facem aceasta, trebuie să deschidem buzunarele, sau mai bine zis, primul disc. După cum vedeți, trebuie să le unim între ele, lăsând cam 3 cm, cam așa. În punctul cam la 3 cm voi adăuga un bold. Voi face acest lucru de jur în prejur, deschid buzunarele în acest mod și cam la 3 cm adaug un bold, pentru că acolo va fi făcută cusătura care va fi făcută cu mâna. După ce ați fixat totul cu bolduri, luați un ac cu ață dublă, după care, exact în punctul în care se află boldul, trebuie să faceți cusătura. Eu am adăugat și cât o mărgea, ca să dau un, pic de, un aspect un pic mai, mai elegant la coșulețul meu, dar aceasta este opțional, bineînțeles. Cusătura trebuie făcută exact cum o vedeți în video. vă sfătuiesc să întăriți bine cu sătura, ca totul să uh, rămână în poziția corectă. Și faceți același procediment de jur în prejur. Și noi așa am obținut, după cum vedeți, coșulețul nostru. Și așa arată coșulețul meu umplut cu nuci arahide, dar cum spuneam la începutul acestui video, puteți să-l umpleți cu ceea ce doriți. Sper că acest video tutorial v-a fost util. Dacă aveți întrebări, puneți-le de desubt la, la, acest video și eu vă dau întâlnire la următorul tutorial. Ciao, ciao!